Bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a fi alături de noi la această conferință de presă. În continuare, am să dau cuvântul domnului inspector șef al Inspectoratului de Jandarmerie Județean Neamț, domnul colonel Colariu Radu Vasile, și domnului maior Gămănuț Mihai Marius, șeful Serviciului de Ordine și Siguranță Publică, care vor detalia misiunile și rezultatele jandarmilor nemțeni din perioada sezonului estival. Bună ziua, bine ați venit! Îmi revine plăcerea să vă prezint misiunile pe care le-a desfășurat efectivele Jandarmeriei Neamț în perioada 1 iunie-15 septembrie 2024. Misiunile din competență desfășurate atât în mod independent, cât și împreună cu partenerii instituționali. Pe parcursul acestei perioade pe care noi am supus o analize, am desfășurat o serie de misiuni de asigurare a ordinii publice, preponderent, dintre care 137 de misiuni de asigurare a ordinii publice. Astfel, 63 de misiuni de manifestări cultural-artistice, 38 manifestări religioase, 22 de misiuni la manifestările promoționale, 10 misiuni la manifestările sportive, 2 misiuni pe timpul vizitelor oficiale și 2 pe timpul campaniilor electorale. Dintre aceste misiuni exemplificăm Festivalul Vacanței Muzicale, Festivalul Dacic, Festivalul de Folclor de la Târgu Neamț, Zile Cetății Neamț, Ziua Muntelui Cearlău, Ziua Marinei, Festivalul Haiducelor, Zilele comunelor din județul Neamț, între care enumerăm Ceahlău, Vânători, Păstrăveni, Borleș, Pipinic și altele. De asemenea, am desfășurat 66 de activități de punere în aplicarea mandatelor de aducere, 13 activități specifice de prevenire a faptelor antisociale în cadrul programelor Ordine și Disciplină Critică pe traseele turistice în parteneriat cu Departamentul Românii de Pretutindeni, programul Tabere ARC 2024. De asemenea, am desfășurat activități și cu în programul Împreună împotriva violenței, în parteneriat cu Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, unde a participat peste 100 de elevi. De asemenea, am participat la activități și misiuni organizate în contextul procesului electoral din 9 iunie 2024, un total de 26 de misiuni, activități la care au fost angrenați 363 de jandarmi. De asemenea, au fost desfășurate 84 de acțiuni de colaborare și cooperare cu alte instituții, 42 de acțiuni cu structurile MAI și specificăm aici Poliția și ISU Neamț, 9 acțiuni cu organele judecătorești, 7 acțiuni speciale și 26 de acțiuni cu administrațiile ariilor protejate. 1022 de misiuni de menținere a ordinii publice au fost executate în independent, dar și în sistem integrat cu Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Un capitol aparte este reprezentat de intervențiile executate în urma apelurilor 112, intervenții și misiuni pe care o să le detalieze colegul meu, domnul maior Gămănuț. Vă rog, domnule. Mulțumesc. Am onoarea să vă salut. După cum bine știți, nu de puține ori sunt situații în care latura preventivă nu își atinge scopul din vari motive, ce nu țin de instituția noastră sau de cadrul general instituțional, și atunci cetățenii ne pot apela prin 112, ori ne pot sesiza direct și noi singur dăm cu solicitării și intervenim atunci când este pusă în pericol viața, integritatea, sănătatea, ori proprietatea publică-privată după caz. Așadar, în perioada sezonului estival, din iunie până pe 15 septembrie, am intervenit la 276 de cazuri sesizate prin 112 sau în mod direct, dintre care 21 de apeluri au vizat intervenția prin care a fost semnalată prezența ursului brun sau altor animale periculoase, iar restul au fost cazuri de tulburare a ordinii publice. În ceea ce privește latura de combatere a faptelor sociale, menționăm că pe timpul misiunilor au fost aplicate 373 de sancțiuni contravenționale, dintre care 241 de amenzi, în valoare totală de 172.600 lei și 132 de avertismente scrise. În cât privește partea de intervenție, spuneam, la cazurile de atacuri ale ursului brun, în zona noastră de responsabilitate, acele 21 de apeluri nu au fost concentrate într-o zonă anume. Practic, întregul areal al județului Neamț a fost, să zic, afectat de această situație, acest fenomen, des întâlnit în ultima perioadă, ca fenomen. 7 dintre acestea au fost pe zona Bicaz Chei, 3 pe zona Bicaz Ardelean, 2 pe zona Bicaz Izvorul Alb, o intervenție la Dămuc, una la Borca, una la Secuieni, una la Grințieș, una la Poiana Teiului, o intervenție la Costișa, una la Ruseni, una în zona Ceahlău și cea din urmă în zona Farcașa. Aceste situații nu sunt cu regularitate, ele sunt niște fenomene naturale ale ursului brun și sigur acolo unde
Suntem solicitați, conform ordonanței Guvernului 81, noi intervenim în cadrul acelei echipe de intervenție, sub conducerea primarului unității administrative teritoriale. Totodată, pe partea de combatere a fenomenelor antisociale, au fost și situații de încălcare a codului penal sau a legilor speciale, și aici vorbim de infracțiuni. În această perioadă de referință au fost constatate 22 de infracțiuni, dintre care 17 fapte de natură penală constatate independent de colegii noștri și 5 infracțiuni constatate în cooperare cu principalii parteneri instituționali, poliția. La nivelul Jandarmeriei Neamț ne bucură faptul că în această perioadă și în tot cursul acestui an nu am fost sesizați să intervenim și nu am intervenit în nicio situație pentru restabilirea ordinii publice atunci când ea ar fi grav tulburată. Cam aceștia ar fi principalii indicatori de rezultat, principalele activități, atât în planul stradal al misiunilor, planul prevenirii, cât și de combatere a faptelor antisociale. Vă mulțumesc! Aș vrea să completez în continuare câteva aspecte legate de activitățile pe care le avem în atenție în perioada imediat următoare. După cum bine știți, a început anul școlar la data de 9 septembrie, iar în continuare concentrăm eforturile pentru asigurarea siguranței școlare pe traseele de afluire de fluire în unitățile de învățământ, acestea care ne-au fost atribuite prin planul comun de cooperare cu IPJ Neamț, sub coordonarea căruia desfășurăm această activitate, și sperăm că totul va decurge în condiții optime, că sistemul de învățământ se va desfășura așa cum trebuie, că elevii vor fi în siguranță, tot în mediul școlar, cât și pe traseele de afluire și de fluire. De asemenea, avem în atenție misiunile din perioada care urmează, specifice sezonului de toamnă. Sunt de asemenea o serie de activități la care presupun public numeros. Știi bine, sunt atât cultural-artistice, religioase, cât și sportive, care continuă în același rit, poate nu la fel de intens ca cele din luna august, care a reprezentat un vârf al activităților, al misiunilor din competența noastră. Acestea fiind spuse, vă așteptăm cu întrebările dumneavoastră. Referitor la activitățile din zona parcului Ceahlău, aveți cumva înregistrate acțiuni în ceea ce privește accesul interzis în zonele protejate cu ATV-uri, cu pentru că în alte județe cu zonă montană se întâmplă ca teribiliștii să uite că e zonă protejată, e parc național, nu mai contează și distracția e maximă. Dacă îmi permiteți, aș puncta aici un prim aspect, cadrul general de colaborare. Pe această linie de activitate, dacă ne raportăm în concret la zona împădurită, zona masivului Ceahlău și, sigur, administrată de Parcul Național Ceahlău, pe competențele dumnealor, sigur, ei își desfășoară activitățile cu regularitate. Atunci când reprezentanții parcului au date și informații că sunt fenomene antisociale, printre care și cele menționate de către dumneavoastră, ei ne solicită sprijinul și organizăm atât activități de patrulare comună, cât și activități independente, nu neapărat acțiuni, cum spuneți dumneavoastră, ci o prezență activă a jandarmilor montani în area protejată pentru verificarea acestor informații și pentru, bineînțeles, aplicarea legii. Având în vedere că până în prezent nu am avut date în acest sens și dumneavoastră, dacă aveți astfel de date, o să vă rugăm să ne le comunicați pentru a verifica existența sau inexistența acestor situații și pentru luarea măsurilor legale, dar noi vă asigurăm în permanență de un cadru integrat de colaborare și o prezență activă pe munte, mai ales că jandarmii montani, după cum bine știți, dar locul lor de misiune este muntele și atunci, sigur, noi acolo trebuie să fim și suntem zi de zi. Bineînțeles, în funcție de efectivele disponibile, pentru că este o realitate și a noastră instituție Jandarmeriei Neamț. Da. Și încă o întrebare. Mă rog. Știu că la un moment dat aveați probleme în ceea ce privește spațiul. Nu era suficient și aveați clădiri de patrimoniu, pentru care trebuia să aveți niște avize speciale dacă se intervenea. Mai aveți acele probleme? În momentul de față, Jandarmeria Neamț funcționează în două sedii, din care unul este sediul în care ne desfășurăm astăzi activitate, este sediul comandamentului și mai avem un sediu tot în Piatra Neamț, unde funcționează două detașamente. De asemenea, detașamentul 3 Bicaz, detașamentul 4 Roman și detașamentul 5 Târgu Neamț funcționează în alte spații puse la dispoziție de alte instituții. În cazul detașamentului 3 este vorba despre
un spațiu pe care ne-a fost pus la dispoziție de către Poliția Județului Neamț, iar celelalte detașamente funcționează în spații puse la dispoziție de Primăria Târgu Neamț sau de Consiliul Județean Neamț, e vorba de spațiul de la Roma. Spațiile în care își desfășoară activitatea posturile montane, pentru că acestea sunt structuri care sunt independente din punct de vedere al acțiunii și totodată cu dislocate, dacă putem spune așa. Este vorba de postul Bicaz, care este tot împreună la sediul detașamentului, deci în sediul poliției, iar detașamentul, iar postul de la Vânători funcționează în sediul Parcului Natural Vânători Neamț, iar sediul postului montan Durău, în comuna Ceahlău, într-un spațiu pus la dispoziție de către Primăria Comunei. Nu avem probleme în ceea ce privește spațiile, în sensul în care spațiile pe care le avem în acest moment asigură minimul necesar pentru desfășurarea activității. Să nu uităm de un aspect. În aceste spații, personalul de posturilor montane și personalul subunităților dizlocate depozitează materiale strict necesare. Activitatea lor este în mediul montan, pe trasee turistice. Acolo avem doar un loc în care avem materiale de strictă necesitate, care nu pot fi transportate în autovehicule destinate intervenției și alte materiale necesare bunul mers al activităților. De la început, doamne școlar, dacă ați fost sesizat, nu vreun fel direct sau pe numărul referitor la activitatea școlară sau elevilor? Noi, de la începutul anului școlar până în prezent, am desfășurat acțiuni atât în mod independent cât și integrat cu poliția. Patrularea zilnică pe traseele de afluire, de fluire, dar și câteva și acțiuni punctuale pentru prevenirea delinvenței juvenile. Noi nu am identificat, nu am fost semnalați pentru aspecte de acest gen și nici noi nu am identificat pe timpul misiunilor și nici a intervențiilor pe care le-am executat. Și în ce privește apelurile de număr pentru animale sălbatice, zimbru și alte animale sălbatice, care sunt celelalte? Zimbru. Deci știți bine, la noi specific, da. Deci la noi județul Neamț are ca specific această intervenție la zimbru. Știți bine, în Parcul Natural Vânători Neamț avem este o rezervație, practic, un loc în care zimbrul a fost reintegrat și acum, practic, a fost eliberat și își desfășoară, își trăiește viața în libertate. Este un animal sălbatic, nu poate fi controlat, în special în sezon, în partea a doua a lunii septembrie și luna octombrie, își face simțită prezența prin gospodării. El a fost semnalat cu precădere de către cetățenii care au animale și care prezența zimbrului în această zonă creează o stare de temere. De fiecare dată am intervenit pentru a îndepărta zimbrul și toate acțiunile au fost realizate cu succes. Nu au fost incidente, nu au fost evenimente, dar din păcate este, sau nu putem spune, unii spun din fericire, pentru că este o plăcere să vadă un animal sălbatic de asemenea cu o dimensiune impresionantă. Îl avem la noi în județ și este specificul nostru. Suntem atenți la acest aspect, avem efectivele planificate în serviciu astfel încât să putem asigura prezența și intervenția optimă și sperăm să nu avem incidente nici pe viitor. Unde au fost semnalate apelurile la voi pentru zimbru? Pentru că arealul lor acum este foarte mare, ajung până la Valea de Ceahlău. Da. Deci prezența zimbrului a fost cu precădere în zona limitrofă comunei Vânători Neamț, dar, așa cum spun bine spuneți și dumneavoastră, a fost observată prezența zimbrului și mai departe. Nu avem posibilitatea să controlăm mișcarea acesteia în spațiu natural. Deci este un animal sălbatic ca oricare altul, la fel cum sunt mistreții, spre exemplu, care, deci această mișcare nu este controlată. Doar poate putem să monitorizăm, să vedem. Nu este un animal violent din ceea ce am experimentat noi, doar că, într-adevăr, provoacă o temere prin faptul că este un animal masiv, impresionant. Câteva sfaturi pentru cei care pot neapărat să-și facă un selfie cu zimbru? Din punctul meu de vedere și cu siguranță și colegii mei sunt în asentimentul meu. Nu este recomandat ca oamenii să se apropie de zimbru, chiar dacă este aparent un animal blând. Da? Până la urmă, exact cum am spus, este un animal sălbatic și este imprevizibil. Și este bine să fim departe. De asemenea, aceeași problemă este și în cazul urșilor. Nu se întâmplă la noi sau nu am identificat în județul Neamț cazuri în care
cetățenii să-și facă selfie cu animalul sălbatic, cum este, am înțeles, am văzut și am observat cu toții în alte zone. Dar sfatul pe care noi îl dăm este ca în momentul în care cetățenii intră în contact, sunt în apropierea unui animal sălbatic, să evite contactul cu acesta, să se depărteze pe cât posibil și să se pună în siguranță, iar dacă starea de temere continuă, să apeleze cum crede serviciul 112 pentru a putea interveni forțele abilitate. Vă mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim. Mulțumim.